Guy de Maupassant Cuvinte de iubire Duminică Dragul meu cocoșel, Descris, nu-mi scrii, De văzut nu te mai văd, Nu vin niciodată, A încetat care va să zică Să mă iubești? De ce? Ce-am făcut? Spune-mi, te implor, dragostea mea, eu te iubesc mult, mult, mult. Aș vrea să te am mereu lângă mine, să te sărut toată ziua și să te chem, o, oh, sufletelul meu, pisoiașul meu iubit, cu toate numele tandre care mi-ar veni în minte. Te ador, te ador, te ador, o, oh, cocoșelul meu frumos, puicuța ta, Sofie. Luni. Draga mea prietenă, nu o să înțelegi absolut nimic din tot ce am să-ți spun, nu contează. Dacă scrisoarea mea cade din întâmplare sub ochii altei femei, îi va fi poate de folos. Dacă ai fi fost surdă și mută, te aș fi iubit fără îndoială mult, mult timp. Nenorocirea vine din faptul că vorbești asta e tot. Un poet a zis Tu n-ai fost niciodată, nici în zilele țărare, Decât o biată scripcă sub arcușul biruitor Și ca un aer ce sună în scobituri de chitare, Mi-am făcut visul să cânte în sufletul tău gol. Vezi tu, în dragoste, dăm glas întotdeauna viselor, Dar pentru ca visele să cânte, nu trebuie să le întrerupem. Ori, când vorbești între sărutări, întrerupi întotdeauna visul amețitor pe care l-au sufletele, în afară de cazul în care spui cuvinte sublime. Dar cuvintele sublime nu înfloresc în tărtăcuța fetelor drăguțe. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Nu înțelegi nimic, nu e așa? Cu atât mai bine. O să continui. Ești cu siguranță una dintre cele mai încântătoare, una din cele mai adorabile femei pe care le-am văzut vreodată, Există pe pământ ochi care să conțină mai mult vis decât ai tăi, mai multe promisiuni cunoscute, mai mult infinit de iubire? Nu cred. Și când gura ta surâde cu cele două buze rotunde, care îți dezvăruie dinții strălucitori, ai zice că din această gură încântătoare o să iasă o muzică necunoscută. Ceva neînchipuit de suav și atât de blând că te-ar face să plângi. Atunci, tu mă numești liniștită, e porașul meu adorat. Și mi se pare deodată că intru în mintea ta, că văd cum îți funcționează sufletul, sufletelul tău de femeiușcă drăguță. Drăguță, dar și asta mă deranjează, vezi tu, mă deranjează mult. Aș prefera să nu văd. Tot nu înțelegi că tu-și de puțin e așa? Mă gândeam eu. Îți amintești când ai venit prima oară la mine? Ai intrat furtunos și fustele tale răspundeau parfum de violete. Ne-am privit mult timp, fără niciun cuvânt, apoi ne-am sărutat ca niște nebuni, apoi Apoi, până a doua zi, n-am vorbit deloc. Dar, când ne-am despărțit, mâinile ne tremurau și ochii își spuneau niște lucruri, niște lucruri pe care nu le poți exprima în niciun grai. Cel puțin, așa am crezut atunci. Și plecând, ai murmurat încetişor, pe curând. Atât ai zis. Și nu o să-ți imaginezi niciodată în ce vis mai ai lăsat învăluit. Tot ce întrevedeam, tot ce credeam că ghicesc în gândirea ta. Vezi tu, biata mea copilă, pentru bărbații deloc proști, mai rafinați, superiori, iubirea este un instrument atât de complicat că până și un flac îl strică. Voi, femeile, nu vă dați seama niciodată de ridicolul anumitor lucruri atunci când iubiți, iar grotescul expresiilor vă scapă. De ce un cuvânt potrivit în gura unei brunete minione este cu totul fals și comic în cel al unei blonde durdulii? De ce gestul de dezmierdare al uneia va fi deplasat la cealaltă? De ce unele mângâieri plăcute ale celei tâi vor fi jenante la cea de-a doua? De ce? Fiindcă trebuie să existe în toate, dar mai cu seamă în iubire, o armonie perfectă, un acord absolut între gest, voce, cuvânt, manifestare tandră și persoana care acționează, vorbește, se manifestă și vârsta ei grosimea taliei, culoarea părului și tipul de frumusețe. O femeie de 35 de ani, aflată la vârsta marilor pasiuni, care va păstra doar un strop din mângâierile fandosite ale iubirilor ei de la 20 de ani, care nu va înțelege că trebuie să se exprime altfel, să privească altfel, să sărute altfel, că trebuie să fie o didonă și nu o julietă, va îngrețoșa în mod sigur nouă amanți din zece, chiar dacă ei nu-și vor da seama nici cum de motivele îndepărtărilor. Înțelegi? Nu, bă, nu i-am eu. Începând din ziua în care ți-ai deschis robinetul cu tandrețuri, pentru mine s-a terminat, draga mea. Uneori, ne sărutam cinci minute, un sărut interminabil, pasional, unul dintre acele săruturi care îți fac ochii să se închidă, ca și cum ar putea să scape prin privire, ca pentru a le păstra pe de întregul în sufletul întunecat pe care îl răscolesc. Apoi, când ne dezlipeam buzele, îmi zicea izbucnind într-un râs cristalin, <laughs> Ce bine e cățelușul meu! Atunci îmi venea să te bat, căci mi-ai dat unul după altul toate numele de animale și de legume pe care le-ai găsit fără doar și poate în bucătăria burgheză, grădinarul perfect și elemente de istorie naturală pentru clasele inferioare. Și încă asta nu-i nimic. Mângâierea drăgăstoasă este brutală, bestială, ba chiar mai mult de atât, dacă stai să te gândești. Muzet a zis, uh, mi-amintesc de acele spasme teribile, de sărutările mute, de mușchi arzând, de acel chip absorbit, livid, din dinți strângând. Dacă nu sunt divine, asemenea clipe sunt oribile. Sau grotești. O, biata mea copilă, ce geniu farsor, ce spirit pervers putea să-ți sufle cuvintele de la sfârșit. Le-am colecționat, dar din dragoste pentru tine n-am să ți le arăt. Și apoi îți lipsea într-adevăr prezența de spirit și ți se părea că e bine să trântești un te iubesc entuziasmat în anumite ocazie atât de neobișnuite, încât cu greu îmi stăpâneam pornirile violente de râs. Să știi că există momente în care cuvintele te iubesc sunt atât de nelalocul lor, încât devin necuvincioase. Dar tu nu mă înțelegi. Multe alte femei nu mă vor înțelege deloc și mă vor crede stupid. Puțin îmi pasă de altfel flămânzii mănâncă lacom, dar cei năzuroși sunt dezgustați și au deseori, pentru te mirce nimicuri, repulsii pe care nu și le pot înfrâna. În iubire, e la fel ca în bucătărie. Ceea ce nu pricep eu, de exemplu, este că unele femei care cunosc atât de bine irezistibila seducția a ciorapilor de mătase fin și brodați, și farmecul delicios al nuanțelor și vraja prețioaselor danteluri ale lenjeriei intime și tulburătorul farmec al luxului secret, al desurilor rafinate, toate subtilele delicatețuri ale eleganței feminine, nu înțeleg niciodată irezistibilul dezgust pe care ne-l inspiră vorbele deplasate sau caragios de drăgăstoase uneori un cuvânt brutal face minuni biciuiește trupul face inima să tresalte dar acestea sunt permise la vreme de luptă nu este sublim cel al unui cambron nimic nu șochează dacă vine la timpul potrivit dar trebuie să știi și să taci să eviți în unele momente fraze ca acele ale lui Paul de Coc. Te sărupă, Timaș, cu condiția să nu spui nimic. Rene,